Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la actualitatea zilei Bucovina. În platou se află jurnalista Carolina Foloșnea împreună cu Veronica Hrițcu, conferențiar universitar, doctor la Catedra de Geografie Economică și Managementului Mediului a Universității Naționale Iure Fetcovici din Cernăuți. Am fost plăcut surprinși de destăinuirile dumneavoastră la masa rotundă care a avut loc la Universitatea Iure Fetcovici din Cernăuți. Eminescu în limbele lumii, traduceri, receptare critică și academică. Un eveniment literar consacrat comemorării luceafărului poeziei românești a avut loc în Sala Verde a Universității Naționale Iure Fetcovici din Cernăuți. La masa rotundă internațională au participat poetul, traducătorul, istoricul și criticul literar, cetățeanul de onoare al Bucovinei, Mircea Lutic, ministrul consilier la Consulatul General al României la Cernăuți, Ionel Ivan, lector și conferențiar universitar din Ucraina, România și Ungaria. Evenimentul a fost organizat și moderat de asistentul universitar dr. Gina Puică, responsabilă lectoratului de limbă română al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, din cadrul Universității Naționale Iure Fetcovici din Cernăuți. Spațiile lumii în care Eminescu a ajuns sunt foarte numeroase. Dacă nu mă înșel, e vorba de peste 80 de limbi în care a fost tradus Eminescu, deci avem destule spații de explorat. Până acum, până la ediție din acest an, am avut specialiști sau traducători care au venit din spațiile culturale, evident, ucrainean, spațiul de limbă rusă, spațiul de limbă spaniolă, spațiul de limbă germană, spațiul de limbă maghiară, anul acesta, spațiul de limbă franceză, și au fost și trimiteri către alte spații. Și constatăm că este o temă nesfârșită, cum este de fapt opera lui Eminescu, vastă, profundă, bogată și inepuizabilă de fapt. Eminescu os utolsó nagy romantikus költő Európából. Szegedinul, așa spunem românește, acest oraș maghiar, are câteva instituții importante pentru comunitatea românească din Ungaria, deoarece acolo se află Catedra de Limba și Literatură Română, care funcționează de aproape 70 de ani. Acolo se află redacțiile în limba română ale televiziunii și radiodifuziunii maghiare. Sunt niște posturi de televiziune comerciale, particulare. Este televiziunea de stat, care de mai multe decenii, din anii 70, are și o emisiune în limba română. O redacție alcătuită din doi oameni face această emisiune, la fel și programele de radio, care au zilnic 2 ore. De asemenea, în Seghedin există Consulatul României și există și o filială a Institutului Cultural Român de la Budapesta și, de asemenea, o dată pe lună este și slujba ortodoxă în limba română. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rudii mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e ficioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicelor bolți ia pasul și îl îndreaptă lângă fereastră, unde în colț luceafărul așteaptă. Privea în zare cum premări răsare și străluce pe mișcătoarele cărări, corăbii negre duce. Versul eminescian pot spune că l-am ascultat de la părinții mei, de la bunicii mei, chiar înainte de a păși pe treptele școlii. Eminescu este un simbol al națiunii române, Eminescu este o icoană a limbii române care se găsește în fiecare casă de român. Este ceea ce Șevcenco reprezintă pentru poporul ucrainean, pentru națiunea ucraineană. Așadar, ne-am născut și m-am născut cu Eminescu în casă și în suflet, pot spune, și am continuat școala și mai departe studiile universitare, încercând să-l redescoper pe Eminescu. Așadar, oaspetele emisiunii Actualitatea Zilei este doamna universitar doctor Veronica Hrițcu. Cum l-ați descoperit dumneavoastră pe luceafărul poeziei românești?
Vă mulțumesc pentru întrebare. Bună seara, dragi spectatori. Vreau să vă povestesc povestea mea despre Eminescu. Și vreau să vă spun că m-am născut într-un sat unde predarea la școală era întotdeauna ucrainește, adică nu întotdeauna, din anul 1944. Și să-l cunosc pe Eminescu de la școală nu a fost posibilitate. Dar la mine în casă întotdeauna s-a pomenit Eminescu și când eram copil mic, mama ne cânta cântec de leagăn. Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună și se ascunde în ramurele, noapte bună, doar izvoarele suspină, pe când codrul negru-l tace, dorm și florile în grădină, dorm în pace. Trece lebeda pe ape, între trestei să se ascunde, fiți îngeri pe-aproape, noapte dulce, pe-a nopții ferie, să rădică mândră lună, tot e somn și armonie, noapte bună. Atât de frumos era, frumos era cânticul mamei și mi-a intrat în suflet cânticul ei. Dar totuși un timp nu cunoșteam că sunt versuri al lui Eminescu. Și vinea la noi încă un vecin cu basmele săi. Vinea Încheșu Vasile, vecin, care tare frumos povestea în limba română. Și noi, copii, ne ascundeam pe după masă, pe lângă laiță și ascultam fără să suflăm basmele ce povestea nouă Încheșu Vasile Popovici. Și avea un obicei, la urmă spunea o poezie și spunea așa: ce ticleț în codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengele la pământ. De ce nu m-aș cletana dacă-mi trece viața mea? Ziua scade, noaptea crește, și face așa un gest, și frunzișul mi-l rărește. Și așa trece timpul. Eram eu prin clasa 3-a, era vara, și era la noi acasă așa tradiție că mergem la prășit în câmp cu părință, că așa era atunci la colectiv, știți? Da. Și toate câmpurile colhozului Prășem. Și mergem copii mici, de la 8 ani, de la 9 ani, amunii luau în câmp. Și mama noastră era foarte deșteaptă femeie. Ea știa foarte multe basme, știa legenți, pilți, știa tare multe. Și până acum eu mă folosesc când le povestesc ceva la studenți și le povestesc o pildă și le spun că o cunosc de la mama mea. Și era așa tradiție în familie, că adică mama așa ne educa, a trecut mult timp și eu după asta am înțeles că era o școală foarte înaltă și era o educație tare bună, că să-mi iei de vorbă, să-mi iei cu vorba, să nu simțim noi lucru așa de greu, ea ne povestea ceva și ne spunea poezii, precum ea știa foarte multe poezii. Toate poezii ce-a învățat ea la școală la români, că ea a terminat 5 ani la școală la români, toate poeziile știe. Și eu de la ea primii poezii am preluat. Și, dar cum facea? Facea asta când lucram noi în câmp într-un fel de joc. Povestea ea ceva și apoi noi ceva povesteam și ea ne asculta. Asta a fost mare școală, asta a fost mare educație. Și odată, eram eu încă prin clasa 3-a, am găsit la sora mea o carte, un caiet scris cu poezii și scris cu cântici. Știți cum aiștea fete scriu cântici și scriu poezii. Și parcă azi ne amintesc cum era pe o pagină, în mijloc tăiat așa cu două liniuțe drepte, și între aceștia două liniuțe era făcut o creangă cu floricele. Floricele erau colorate, dar cum se colorau atunci? Nu erau flomasteri, dar erau crioane și crioane să facă floarea mai aprinsă trebuia să fie uț. Și de obicei punem pe limbă și facem floricică frumoasă aprinsă. Ca da? Să fie mai apasată. Da. Și era așa o creanguță cu multe floriceli. Și dintr-o parte era poezie scrisă în limba română și din altă parte în limba ucraineană. Și eu când am citit, bineînțeles că am luat caietul pe ascuns, am citit poezia asta, tare ne-a plăcut.
Și era asta poezia, de ce nu vii? De ce omune-i deși? O parte românește și o parte, adică cum românește? Cu litere care eu am înțeles, cu litere slavone, în limba moldovenească era scrisă poezia. Și eu pe ascuns ne-am copiat poezia și am învățat-o și când odată a fost o situație că eu lucram cu mama singură în câmp, aceia mai mari se vede că erau duși la examen, că era la noi tradiție, dacă mâine copilul trebuia să susține examen, azi nu vine în câmp, stătea acasă și învăța. Precum în alte familii nu era așa, nu se practica așa, dar la noi așa era că mama ne dădea voie noi să învățam, să obțineți note bune. Da. Și eram eu singură cu mama. Și mama după ceva ne-a povestit și eu după asta îi spun, dar știu și eu o poezie. Și i-am spus poezia în limba română. Și m-am așteptat că, știți, poezia De ce nu vii este foarte intimă. Da. Dar eu aveam atunci numai 9 ani. Și m-am așteptat că mama m-a întrebat, dar de unde știi? Dar cum că ai învățat poezia aceasta? Dar când spuneam eu poezie, parcă astăzi o văd cum fața ei s-a făcut plină de lumină și de bucurie și în ochii au apărut lacrimi. Și când eu am terminat, dar ea zice, păi asta este poezia lui Eminescu. Dar ea mă întreabă, dar cine e Eminescu? Și ea atunci a început ne povesti că era un poet mare, și au scris tare mulți poezii, dar cum nu știi, dar cântecul ăsta de leagăn, tot pe versurile Eminescu, dar încheșul Vasile Popovici, tot versurile lui Eminescu ne spune la noi câteodată când vine. Și atunci eu am înțeles că a fost așa de mare poet care atât de frumos o știut să scrie, că așa de tare să mă prindă de suflet, pentru că eu am iubit poezia toată viața și nu numai lui Eminescu, dar și la alți poeți. Da, și am recitat mult din scenă, am recitat poezie mult, și, dar Eminescu ceva a fost pentru mine deosebit. Ceva mare, ceva deosebit, și eu de atunci tare mult mi-am dorit să citesc ceva mai mult. Dar la noi, la bibliotecă, nu mai erau cărți în limba română sau în limba măcar moldovenească, nu mai erau. Deci nu era literatură. Nu, da? Era deloc, nimic nu era. Că eu tot luam cărți la bibliotecă, dar n-am găsit nicio carte. Și tocmai când eram eu de mult studentă, eram studentă la Universitatea de la Cernăuț, am intrat odată la librărie și am găsit, erau 3 volumuri, 2 sunt cu mine, cu poezie lui Eminescu, volumul 1 și volumul 2, dar 3-le era cu proză. Și știți, când am văzut că am găsit aici poezia lui Eminescu, așa parcă tremuram de bucurie și vreau să vă spun că de aici prima dată am învățat poezie lui Eminescu, prima dată am învățat Luceafărul, poema Luceafărul și altele poezii, și vreau să vă spun că după ce am terminat universitatea, am fost deplasată la Tajikistan, la orașul Dushanbe, așa era atunci legea, și primele cărți care ne-am pus în valiză erau 2 tomuri a lui Eminescu și cărticică mică, Biblia, care ne-a dat mătușa mea. Da, aici 3 cărți am luat și vreau să vă spun că copiii mă creșteau și eu tot le citeam poezii de aici. Și am ușit la nipoțica mea și la nipoțelul meu și se vede că cartea este, părere de rău, puțin purtată și vedeți că câteodată și semnată de copii, dar așa este, că cartea întotdeauna a fost pe masă și toți se adresau la cartea asta când aveau dorință. Și vreau să vă spun că câteodată poate era ceva nerău pe suflet. Cartea lui Eminescu mi era leac. Deci și dacă, răsfuiți. Da. Și asta a fost, să spunem, în poezie, dragostea mea din tăi. Prima, da. Și cred că nu ultima. Începând cu anul 1944, odată cu instaurarea regimului sovietic, în școli manifestările au fost supuse unor cerințe ca să fie în limba de stat. Deci, cum vă aduceți voi aminte în școală acele vremuri?
Cum să vă spun? Pentru noi români era o supărare. Eu țin minte când am venit la școală, nu cunoaștem nicio vorbă în limba ucraineană și copiii care cunoașteau mai bine, câteodată mă râdeau, că nu știam să vorbesc, știți? Dar totuși, munca face tot. Și am terminat clasa întâia și eram eminentă. Toate cerințe ce erau, toate s-au îndeplinit și eu am studiat la școală foarte bine, dar era uneori că erau la noi, era un învățător, dacă eu acum am să spun și mărvidecea horienii, satenii mei, deodată s-or pricepe cine a fost profesorul ceala, care noi la pauză de obicei vorbim în limba română. Este între colegi, între... Da, da. Și dacă ne prindea la pauză că vorbeam în limba română, intra așa cu răutate și deodată spune: ne-au vrut pe românski, tot ucrainsca școală. Așa era. Și, dar totuși, știți, acasă vorbeam în limba română și asta ce am avut în suflet am susținut toată viața. Și vreau să vă spun că basmele la niște oameni care erau mai în vârstă întotdeauna ne-au fost foarte dragi și până acum când mi-aduc aminte cum povesteau niște oameni mai în vârstă, mi-încălzește sufletul. Cum au reușit ceahorienii? Deci știm că sunteți originară din localitatea Ceahor. Cum au păstrat și păstrează în continuare aceste tradiții? Deci știm că Ceahor este un sat cu frumoase tradiții, obiceiuri și datini. Cum le păstrați și le transmiteți generației viitoare? Sunt mai poate bătrâni care vorbesc, deci știm că școala este cu predarea în limba ucraineană, dar vârstnicii satului poate cred că vorbesc în limba română. Știți cum să vă spun? Sunt o câteva bătrâni la noi în sat, femei, majoritate, vin la biserică și eu le-am descoperit vreo 10, vreo 15 ani în urmă că știu a citi numai în limba română. Și de atunci, vizitând România, le aduc literatura în limba română și tare mult se bucur. Părerea de rău, an după an, să fac tot mai puține. Am rămas vreo 3 femei care tot le aduc literatura și sunt foarte mulțumite că citesc numai în limba română. Iar generații următoare cunosc, am bineînțeles, că și ucraineana și româna și poate că lor le mai ușor. Dar vreau să vă spun că părerea de rău să stânge limba română la noi în sat. Dar totuși cu ce m-am întâlnit eu acum nu de mult. Copiii care nu cunosc limba română, că au trecut amul 4-5 generații după ce s-a făcut școala ucraineană, ei primesc oamenii aceia care vorbesc în limba română ca ceva fantastic. Și ei câteodată se uit ca, cu așa de ochișori, cum că așa, că parcă sunteți veniți de pe alta planetă. Și așa știu că sunt cazuri când copiii m-au crescut, poate și școala au terminat, și le pun în vină la părinți, de ce n-ați vorbit cu noi în limba română? De ce n-ați păstrat limba cu noi, că și cunoaștem și noi limba română? Chiar vă spun că am unul de mult am stat de vorbă cu o nevastă tânără, care are 2 ficiori, amul mai mari, amul unul scăpat din școală, unul încă e școlar, dar prin clasa 10-11 trebuie să știe, și are o fetiță mică de 2 anișori. Și vine la biserică și vorbește cu fetița numai în limba română. Dar eu zic, dar cum așa e îndrăznit să vorbește în limba română? Dar ea spune că aceia mai mari ficiori ne-au făcut observații, îmi pun în vină că n-am vorbit și ei nu cunosc. O trecut timpul și lor amului mai greu. Și asta s-a născut după un timp, fetița, și vreau să cunoască ea limba română. Așa este situația. Aveți un costum, ați venit foarte frumos îmbrăcat, probabil că este păstrat din lada bunicilor dumneavoastră. Puteți să-mi spuneți despre această cămeșuică națională?
Este românească, tradițională? Este românească și dacă o începe să vă povestesc de cămeașa asta, este o cămeașă de suflet. Cămeșuica asta m-a prezentat, ea asta m-a prezentat o femeie de vârsta mea, este femeie din raionul Storojeniț. Dar ne-a adus de la mama ei. Când au auzit că eu am o colecție mai mare, eu am o colecție de vreo 25 de ei românești din vechime. Dar asta este deosebită. Dar știți de ce? Cămeașa asta, asta este cosută în depărtare. În regiunea Krasnoiarsk, de o femeie care au fost în depărtare ridicată și a fost acolo în Siberia. Și femeia ne-a povestit asta, că mama ei au cusut cu colare neagră și au însemnat desenul singur și au însemnat aici Sfânta Biserică și credința noastră Sfânta Treime. Cerul au cusut cu aur, că era mare dor după patria sa. Și asta este cămeașă cusută cu lacrimi și sânge. Și de asta e tare mi-e dragă și tare mi-e scumpă. Și în când ne-a povestit femeia asta, că mânica era cusută lată, pentru că la noi portul nu era așa. Mânica se face mai îngustă. Dar de ce a făcut mânica lată, așa de lată? Că dacă o îmbraca cămeașa asta și mergea pe stradă, o putut cineva de la conducere și o întreabă de ce e îmbrăcat cămeașa națională. Și ea atunci spunea că este cămeașa rusească. Uitați-vă, croi. Care? Croi are rusesc. Știți? Și asta este un fenomen de cămeașă și tare mult o prețuiesc, tare mult o caut și tare mult stimez lucrul celei femei care e plecată la veșnicie și mi-a lăsat în dar așa de tezaur mare. Dar acum, în zilele noastre, în localitatea Cehor, se mai păstrează, mai îmbrac pe la sărbători tinerii, localnicii, aceste costumuri păstrate în... Să știți că în sat, cum și în altele sate în Bucovina, au fost valuri de cumpărători de costumuri naționale. Nu știu de unde s-au luat ei, că n-am nimerit eu niciodată, că dacă nimeream pe ei, apoi le fugăream din sat. Și la tare multe femei aud că au venit cumpărători și am vândut costumul național. Am vândut ea, am vândut cătrința, am vândut vestuța și tare sunt multe cazuri. Dar totuși, pe lângă asta atât, vreau să vă spun că se găsesc în lade cămeși cusute naționale de mult, care s-au găsit femei care au fost mai presus de la faptorile astea și au păstrat cămeșele și au păstrat și cătrințele, cum și s-au păstrat limba, cum s-au păstrat tradiții, cum s-au păstrat credința în suflet. Deci mai le îmbracă, da? Dacă da, bineînțeles. La sărbători. La sărbători, la biserică, vin aici femei care mai în vârstă și eu, tot pe lângă dânși, și vin îmbracate în cătrință, în cămeașă, iarna cu cojocel, cu sud. Și este un obicei foarte frumos. Sunteți preocupată și de viața culturală a satului Cehor? Am auzit de cele două colective. Puteți să-mi povestiți mai detaliat despre ele? Da, la noi, la Casa de Cultură, sunt formați mai multe colective, dar sunt două colective, unul femeiesc și unul bărbătesc, colective de cântici. Bineînțeles că în repertoar avem și cântici ucrainești, dar avem și cântici românești. Vreo 15 ani în urmă s-a fost creat ansamblu bărbătesc Șoimi și când le prezint, le spun și limba ucraineană Socole. Adică dacă vin la o sărbătoare românească, le prezint ca Șoimi. Dar acum, nu de mult, s-au creat cu ajutorul de conducător de cultură, de Casa de Cultură,
este Vitalii Gabor, este foarte mare amator, este foarte bun muzicant, foarte bun organizator și muncește foarte mult și primește o plăcere din asta tot ce creează el. Și s-au creat un ansambl femeiesc care s-au numit Viorele din Cehor. Adică denumirea asta mă nu se traduce. Așa și așa este. Și rămâne. Da, așa cum când mergem și cântăm în sate ucrainești, așa și ne prezentăm, Viorele din Cehor. Dar de ce Viorele? Noi suntem în ansambl 9 femei, din care 3 suntem cu nume. Una este Svitlana, ea este ucraineană, dar are foarte mare dragoste către cântec românesc și învață cântecul, vine cu noi întotdeauna la repetiție și cântă. Restul tot suntem românci. Și este Silvia, sora mea, și este Ștefania, dar restul, toate suntem vironici și viorici. Deci și de aici denumirea. A apărut denumirea Viorele din Cehor. Ne apropiem de finalul ediției Actualitatea Zilei. Vă mulțumim că ați fost alături în această seară, ne-ați putut destăinui despre amintirile dumneavoastră, despre luceafărul poeziei românești. Poate aveți un gând, un mesaj către telespectatori, vă rugăm să ne-l exprimați. Vă mulțumesc pentru invitație și vreau să vă spun la toți, ce aveți de la moși strămoși, de la părinți, de la bunici, niciodată să nu pierdeți. Cum a spus marele poet ucrainean Taras Șevcenco, «Чужому научайтесь и свого не цурайтесь». Niciodată să nu vă dați la o parte de la limba dulce, de la poezie frumoasă, de la părinți, de la credință, întotdeauna să păstrați. Că dacă ceva pierdeți dintre aceste, după asta rămâne o gaură în suflet. Și gaura asta nu se tratează toată viața. Așadar, stimați telespectatori, fără limbă, fără tradiții, orice popor este sortit dispariției. Să păstrăm orice comoară, să o păstrăm și o să transmitem generației noastre viitoare. Iată că am ajuns la finalul ediției, emisiunea noastră a luat sfârșit. Bună seara!